lucrez de 4 ani la cartea despre Mircea Daneliu. Ideea a apărut firesc după ce am scris o istorie a narațiunii în filmul românesc și aveam o datorie față de Daneliu, pentru că în cartea respectivă intraseră doar o parte dintre filme și atunci a fost așa aproape ca o obligație, să spunem, estetică față de opera lui. Deci a început ușor, am continuat greu, pentru că o să vedeți cartea face un soi de analiză pe textul filmic. Practic toate filmele sunt luate și secvențele importante sunt notate cu minutajul respectiv. După care a venit partea, aș spune, chiar mai grea, pentru că de aici au derivat cele patru mari teme pe care le consider foarte importante pentru opera lui Daneliu, pentru că sunt teme în jurul cărora coagulează narațiuni, ficțiunile sale. Sunt teme care apar de la primele filme și apar și în ultimele, deci. Dacă o să urmăriți opera lui Daneliu, o să vedeți, de exemplu, că începem cu cursa, nu? Cu trei personaje, cu o garnitură de trei personaje, terminăm cu Cele ce plutesc, în care am într-un alt aranjament o permutare, dacă vreți, iarăși o combinație de trei personaje. Și practic toate filmele de după Revoluție sunt o replică satirică, în tușe de umor negru, satirice, burleși câteodată, dure, mușcătoare, zguduitoare, despre noi, despre ceea ce ni se întâmplă nouă. Pentru că Mircea Daneliu, crezul lui estetic, a fost de la început să fie în miezul realității, în miezul unui Eva Prins, dacă putem vorbi despre perioada dinainte de 1989. Și atunci, din această estetică a înregistrării aproape directe a ficțiunii, a narațiunii, de a o provoca uneori, nu? În proba de microfon, provoacă. Oarecum narațiunea se face și din interviurile personajelor secundare. Avem o linie secundară a narațiunii pe lângă cea a personajelor principale. Deci el reușește, fiind în miezul unei realități clar definite, întotdeauna periferic, marginal, să-și lărgească oarecum perimetrul narațiunii și să aducă tot soiul de personaje colaterale, oglinda a ceea ce am fost noi în această perioadă de 30 și ceva de ani, cât durează perioada pe care se întinde filmografia lui Mircea Daneliu.